Eu întotdeauna am susținut acest proiect și mi-l asum și am spus cu o singură condiție, de fiecare dată, transparentizarea lanțului valoric. Pentru că dacă nu transparentizăm, să vedem de unde pleacă, cât pleacă de la producător și cât ajunge în deci, marketul deci, aici, care de aici, se vinde, nu ne dăm seama unde se întâmplă ruptura. Pentru că noi ce vrem de la acest proiect? Ce își dorește practic toată lumea, până și noi ne dorim? Ca producătorul român să nu fie dezavantajat și cei care sunt în situații limite și care au venituri foarte mici să poată să aibă acces, deci cumpărătorul, consumatorul să poată să aibă acces la produsele de bază. Noi, de fapt, asta ne dorim cu toții de la acest proiect. Transparentizarea lanțului valoric. Dacă nu transparentizăm lanțul valoric, nu vom putea controla. Am ajuns în piață să existe numai samsari. Și aici am venit și am spus la aici, la realitate, am spus, dacă nu clarificăm odată cu cei, cu producătorii care au certificate de producători în piețe și nu suntem convinși că doar ei vin să-și comercializeze produsele. Dar asta trebuie să o facă autoritățile. Bineînțeles că da. Cum să ne ajungem să importăm dacă noi am distrus fermele de animale, noi nu mai avem unde să vindem cerealele, nu le mai consumă fermele noastre, noi vindem cereale în Spania, după care, cu care ei își îngrașă porcii și după aceea cumpărăm carcase de porc mai și le vindem în marketuri. Important este să scadă prețurile astea ca oamenii să aibă acces, să poată să-și bani, bani minim necesar. Nu poți să lovi 10 bani. Bani. Asta este scăderea între 10 bani și 2 lei. Eu despre ce vorbim? Faptul că colegul nostru de platou spunea că probabil vor crește la alte produse prețurile. Sigur vor crește. Posibil să crească, dar măcar la cele care scad prețurile au acces toți cetățenii.